Un bărbat de 42 de ani din Tecuci, care era urmărit la nivel național după ce la data de 12 iunie judecătoria Tecuci a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său, a fost prins în Chișinău. Individul era cercetat pentru comiterea unor infracțiuni de vătămare corporală din culpă, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte ce ar fi avut loc la data de 31 mai în municipiul Tecuci. De la data respectivă, persoana s-a sustras urmăririi penale și a fugit din țară. Polițiștii serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri din Galați, în colaborare cu autoritățile judiciare din Republica Moldova. L-au depisat peste prut. Bărbatul a fost preluat de polițiștii din Galați, din punctul de trecere al frontierei Giurgiulești și a fost transportat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, unde a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Galați.